Bun găsit, dragii mei, și bine ați revenit la rețetele mele dragi.com. Eu sunt Bia și mă bucur să vă am astăzi alături pentru rețeta zilei. Haideți să vedem împreună despre ce este vorba. Pentru acest sirop de cătină cu ghimbir, vom avea nevoie doar de 3 ingrediente, și anume cătină, care este ingredientul principal, ghimbir și miere. Eu am aici cam 500 de grame cătină proaspătă, o bucată generoasă de ghimbir, pe care nu voi folosi chiar toată, voi folosi cam 3-4 cm de ghimbir. Bineînțeles că voi puteți adapta cantitatea în funcție de gusturi și preferințe. Iar mierea de aici nu are o cantitate exactă, se adaugă la cantitate. Asta înseamnă că după procesarea cătinei și a ghimbirului vom obține un sirop. Cântărim cantitatea de sirop și o amestecăm cu o cantitate egală de miere. Cred că deja toată lumea cunoaște aceste 3 minunate ingrediente, precum și beneficiile lor pentru sănătate, așadar nu vom zăbovi asupra acestor aspecte. Ceea ce vreau să menționez este însă faptul că această cătină se recoltează începând cu luna august și până târziu în toamnă, chiar începutul lunii decembrie. Modalitatea de recoltare a cătinei este prin tăierea crenguțelor pline cu aceste bobițe minunate și prin congelarea lor rapidă. În urma acestui proces de congelare rapidă, bobițele pot fi scuturate foarte ușor și folosite fie ca atare, fie în diverse preparate, așa cum ar fi și acest sirop. În mod empiric, cătina este culeasă după ce cade bruma, deci cam în această perioadă, sau chiar după ce îngheață puțin. Tocmai pentru acest procedeu de ușurare a recoltării sale, dar mai este și un secret, la fel ca și în cazul dovleacului, după ce a căzut puțină brumă pe cătină, ca și pe dovleac, după cum am spus, acestea sunt, bobițele sunt ceva mai dulci. De aceea eu prefer să cumpăr cătina, pentru că nu o coleg eu, prefer să cumpăr cătina tocmai în această perioadă de noiembrie-decembrie. Pe lângă toate aceste aspecte menționate, mă asigur și că voi avea o cătină proaspătă pentru cât mai mult timp. Iar acum să trecem la prepararea acestui minunat sirop de ghimbir cu cătină. După cum probabil știți deja, cătina nu se procesează în recipiente de metal, tocmai pentru a evita oxidarea acesteia. Având aceste idei în minte și ne încercând să pierdem foarte mult timp și să ne chinuim cu procesarea cătinei prin sită, vom folosi storcătorul cu presare la rece Optimum 600, pe care îl cunoașteți deja. Așadar, vom porni aparatul, vom procesa întâi ghimbirul, pe care l-am tăiat deja în aceste 3 bucăți. Nu este foarte mult. Bineînțeles, rămâne la latitudinea voastră cât ghimbir veți folosi. Iar după acest lucru, vom adăuga și cătina în minunatul storcător cu presare la rece și imediat obținem sucul. Sucul este gata, închidem robinetul pentru a evita scurgerile, iar acum vom măsura exact cantitatea de suc de cătină cu ghimbir pe care l-am obținut și pe care îl vom amesteca cu o cantitate egală de miere. Aici, după cum se vede, am obținut exact coaja de cătină, coaja de ghimbir și semințele de cătină. După
După cum ați văzut și în rețeta precedentă, această coajă este foarte, foarte uscată, este foarte bine stoarsă. Iar dacă voi aveți cătină fără codițe, cum am avut eu, puteți păstra pulpa aceasta și să o uscați fie în deshidrator, fie în cuptor și veți obține fibră de cătină, pe care o puteți măcina și obține fie o pudră de cătină foarte fină, fie o puteți lăsa așa ca atare. O puteți folosi în diverse preparate, cum ar fi în diferite blaturi și prăjituri, biscuiți, în ceaiuri, sau o puteți amesteca cu miere și o folosi ca un remediu natural împotriva răcelilor și a virozelor sezoniere. După cum se vede, eu am obținut 500 de ml suc de ghimbir și cătină, pe care îl voi amesteca acum cu 500 de grame de miere și voi obține astfel minunatul sirop de cătină cu ghimbir presat la rece. Dragii mei, acesta este siropul de care am povestit astăzi. După cum vedeți, el și-a păstrat frumoasa culoare galben-portocalie, asta pentru că nu s-a oxidat în urma procesării sale prin storcătorul cu ax melcat. Acest sirop se păstrează în recipiente de sticlă, neapărat sterilizate foarte bine în prealabil, și pot fi păstrate la rece, în frigider sau în cămar. El se administrează ca atare, câteva lingurițe pe stomacul gol, cam 3 lingurițe pe zi pe stomacul gol este doza pe care o administrez eu, sau dacă nu vă place gustul foarte concentrat de cătină și de ghimbir, puteți incorpora acest minunat sirop în sucul proaspăt de portocale. Eu sper din suflet că această foarte simplă rețetă vă este și vouă pe plac și acum nu mai îmi rămâne decât să vă provoc să pregătiți și voi acest minunat sirop în propria bucătărie, chiar în fiecare toamnă. Eu vă aștept cu drag la următoarea rețetă și nu uitați să vă înscrieți la micul meu canal culinar pentru a fi la curent cu toate rețetele mele în timp real. La revedere!